Incendiul de la spitalul privat din Cluj-Napoca a fost provocat de un bărbat care a vrut să jefuiască unitatea medicală. El a fost reținut la 14 ore după incident. 10 de pacienți au fost evacuați, iar 4 dintre ei se aflau la terapie intensivă și au fost transferați la alte spitale. Cosmin Criste, corespondentul nostru, ne spune mai multe. Cosmin, ce informații ai? Bun găsit! Cercetările au arătat că incendiul a fost provocat de un bărbat care a pătruns într-un vestiar din unitatea medicală cu intenția de a fura. Încă nu se știe dacă focul a fost pus intenționat sau a fost o greșeală. Circumstanțele incendierii sunt cercetate în continuare în cadrul dosarului penal întocmit pe numele bărbatului. Acesta a fost identificat de polițiști la 14 ore de la incendiu, iar în urma aprobatoriului administrat a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior prezentat instanței. Pe numele individului de 48 de ani a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii de distrugere și tentativă de furt calificat. Vă reamintesc faptul că joi seara a izbucnit un incendiu la un spital privat din Cluj-Napoca, iar 29 de pacienți au fost evacuați.